Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor. Și răspund la întrebarea cum este bine să fie o relație între foștii soți. Au fost împreună, au divorțat și după ce divorțează, ce fel de relație este bine să rămână între ei? E, asta e bună întrebare! Pentru că din punctul meu de vedere, din experiența mea de până acum, am constatat următoarele lucruri că se întâmplă. După divorț, foștii parteneri ne reușind să-și rezolve relația de cuplu din timpul perioadei în care au fost împreună, ne reușind să o rezolve nici prin divorțul fizic la notariat, de regulă rămân și împart pumn și picioare emoțional, vorbind, da? Emoțional vorbind, ca metafore, unul altuia, pe de o parte, sau dacă au un copil, încep, sau doi copii, sau trei copii, încep să se folosească de copii pentru a-l răni pe celălalt, pentru că emoțional sunt încă suflete rănite. Nu și-au încheiat relația de cuplu. Cele mai multe situații, eu personal, așa le-am întâlnit. Bineînțeles că lucrurile acestea atrag consecințe destul de grave, mai ales pentru copii, pentru că devin prinși la mijloc. Ok, acum știind toate aceste lucruri, cum este bine, de fapt, să te comporți cu fostul tău partener de cuplu sau cu fosta ta parteneră de cuplu, fostul soț sau fosta soție? Cum este bine să te comporți? Păi, în primul rând, lucrurile sunt foarte clare. Dacă aveți un copil, situația este diferită decât de faptul dacă nu aveți niciun copil împreună. Vorbesc de situația în care, prima situație în care aveți un copil împreună. Dacă aveți un copil împreună, atunci lucrurile sunt foarte simple. Relația voastră este bine să rămână strict relația de părinți pentru copilul minor, da? Până în 18 ani. Pentru copilul minor pe care îl aveți împreună. Ce înseamnă relație de părinți? Înseamnă în felul următor: toate dialogurile voastre, toate atitudinile voastre să fie legate strict de educația și de creșterea copilului. Fără aluzii de ce ai mai făcut, ce n-ai mai făcut, cu cine te-ai mai dus, cu cine nu te-ai mai dus, te-am văzut cu Popescu sau te-am văzut cu Ioneasca. Fără, pentru că atunci se contaminează și încep geloziile și răzvrătirile și toate cele. Așadar, de preferat este să rămână doar relația de părinți pentru copilul care este încă minor. Dacă copilul este deja major, nici nu mai este nevoie. Fiecare își hrănește cum vrea și cum poate relația cu copilul major, că acum, de fapt, este un alt adult. Și am mai vorbit, dacă este de preferat ca până la 18 ani să fii părintele copilului tău, iar după 18 ani să te poți transforma în prietenul copilului tău. Majoritatea oamenilor nu fac asta. O să fac un video separat pe treaba asta. Majoritatea oamenilor se transformă în prietenii copiilor lor până la 18 ani și văd că nu funcționează și devin părinții copiilor lor după 18 ani, după ce copilul e deja adult și nu mai are nevoie de părinți. Da, asta e partea a doua, e altă discuție. Ok. Bun. Ce faci în situația în care nu aveți un copil împreună? Frate, deci dacă nu aveți un copil împreună, gata. Deci gata înseamnă s-a terminat cu telefoane de Revelion, s-a terminat cu telefoane de Paște și de Crăciun, cu exul și cu exa, deci s-au terminat comunicatele de presă spuse pe la Radio Șanț, s-au terminat. Deci din punctul meu de vedere, dacă o relație de cuplu s-a încheiat, păi asta înseamnă că s-a încheiat. Nu mai suntem nici prieteni pe Facebook, nu mă mai interesează nici ce faci, nici ce nu faci și nici pe tine nu te interesează ce fac și ce nu fac. Mai avem prieteni comuni? E, foarte bine, avem grijă să nu mai avem comuni. Atâta tot. Astfel încât este bine să te separi emoțional complet de fostul partener de cuplu sau de fosta parteneră. Pentru că riscul este următor dacă nu faci asta. Iar aici foarte multe cliente ajung la mine. Riscul este următorul. Nu întâlnești pe altcineva. De ce? Pentru că locul este ocupat. Asta e bine să ne intre bine în cap. În momentul în care emoțional acel loc este ocupat, păi nici n-ai să întâlnești pe altcineva. Și nu ești nici în căruță, nu ești nici în teleguță, nu ești nici liberă, ok, ești liberă în acte, dar emoțional, de fapt, nu ești liberă și atunci nu ești disponibilă. Așa încât dacă ai avut o relație cu oricare dintre parteneri, gata, s-a terminat. Nu mai ții legătura cu niciunul, nu faci afaceri împreună, nu faci vacanțe împreună ca prieteni. Mai aud de tot felul de chestii. Bine, am văzut și foarte multe lucruri. Ok, o să zic și ce faci. Am fost la ziua cuiva la un moment dat și acel cineva și-a invitat toate exele și toți exii prieteni la acea zi. Nu pot să spun că s-au strâns la masă și au început să bârfească. Știți voi ce? Asta e partea a doua, dar mă rog.
Luați în calcul aceste aspecte, că nu sunt relații, din punctul meu de vedere, sănătoase emoțional, pentru că nu sunt încheiate. Așa încât dacă ai divorțat, băi frate, ai divorțat, gata, ai terminat, nu te mai interesează nici maică-sa, nici taică-su, nici soră-sa, nici cumnată-su, ai divorțat. Nu te mai interesează ca în canagel noutăți, ce mai face, ce nu mai face, s-a îmbolnăvit și a găsit pe altcineva, nu și-a găsit, are bani, are serviciu, nu mai este treaba ta. Dacă este în continuare treaba ta, nu ai divorțat. Îți spun treaba asta. Emoțional, nu ai divorțat. Iar dacă nu ai divorțat emoțional, nici nu ai cum să găsești pe altcineva un întreg emoțional, pentru că tu nu ești un întreg. În cel mai rău caz, o să găsești un surogat al ex-ului. Sau unul exact opus, care oricum e același lucru. Așadar, e o leacă de treabă, înțelegi ce vreau să zic? Dacă aveți copii, lucrurile, cum am spus la început, se schimbă, pentru că acolo este nevoie să rămâneți părinții copiilor voștri atât timp cât acești copii sunt minori. Cât au terminat și nu mai sunt minori și au devenit majori, nu mai este treaba voastră. Ei facă borș. După cum i-ați educat, își vor lua zborul. Sau nu. De preferat să-și ia zborul. Bun. Așa încât eu tot aud povești că sunt foarte bună prietenă cu fostul meu soț. Păi e o mare problemă. Și vine la mine pentru că nu știu cum să facă, nu-mi găsesc pe cineva. Păi cum să-ți găsești dacă locul e ocupat? Cum să-ți găsești? Cum să-ți găsești dacă mai ai pozele și te uiți la ele ca la pozele cu Sfântul nu știu care? Cum să găsești pe cineva? Nu ai cum! Deci trezește-te că lucrurile astea sunt în contradicție cu experiența și cu realitatea. Acum depinde cu realitate. Bun, ideea este în schimb că e păcat să rămâi ancorată de o relație pe care ai decis să o închei. Pentru că altceva decât suferință nu ți aduce, altceva decât amăgire și dezamăgire nu ți aduce, îți aduce în schimb frustrare, îți aduce supărare, îți aduce boală, pentru că automat toată emoția aia din corp se transpune mai devreme sau mai târziu în boală și este păcat. Așa încât ieși din relația cu celălalt. Ok, ce faci în situația în care tu ești căsătorită, să spunem, cu un bărbat care mai ține încă relația cu fosta lui soție. Sau tu ești căsătorit cu o femeie care mai ține încă relația cu fostul ei soț. Păi ai o problemă. Dacă până acum nu aveai nicio problemă, acum ai descoperit că ai o problemă. Te-ai căsătorit cu un cuplu. Ok, disfuncțional cuplu, nu contează, dar e cam înghesuială în patul vostru, înțelegi ce vreau să zic? Pentru că este posibil, de fapt, locul ăla din pat să nu fie liber. Dar tu să te minți că este liber. Și de altfel și partenerul tău de cuplu să se mintă pe el că este liber. Nu neapărat să o facă cu intenție, că nu toată lumea vrea să facă rău tuturor, nici vorbă. Ci pur și simplu oamenii nu-și dau seama de atașamentele emoționale pe care le-au față de alți oameni. Atâta tot. Dar lucrurile sunt foarte simple, așa încât fă-ți ordine în viață pentru a ști pe ce pământ calci. Eu am o vorbă. Băi frate, decât să fiu între ape să mă mănânce rechinii de fund, mai degrabă ia să mă urc ori în barca din stânga, ori în barca din dreapta, iau decizia și merg mai departe și îmi văd de viața mea. Și eu sunt sigură că în viața mea întâlnesc un alt întreg emoțional când eu sunt întreagă emoțional. E foarte simplu. Bine, simplu de zis. Dar eu sunt sigură că indiferent prin ce ai trecut, știi despre ce vorbesc. Pentru că cred că fiecare om din lumea asta s-a despărțit de un ex sau de o exă. Așa încât fiecare din noi am trecut prin acest proces și atunci știi exact despre ce vorbesc, cât de dăunător sau cât de benefic este relația pe care o continui să o ai pentru viața ta ulterior acelei relații. Să nu uităm că este posibil să nici nu-ți dai seama de aceste lucruri. Așa încât pune osul la treabă, vezi ce se întâmplă în viața ta, eu cred în tine, știi că ești un geniu, da? N-am mai zis de mult treaba asta. Indiferent din ce ai cu și ce greșeli ai făcut, nu contează. Ești un geniu, ai câștigat experiență. Vorba soțului meu, păi ce vrei, experiență pe de-a moca? Nu, frate, plătește! Că plătești cu lacrimi, că plătești cu emoție, că plătești cu bani, că plătești... Nu, plătește, asta e! Așadar, te aștept cu mare, mare, mare drag să ne vedem la seminarul de 4 ore pe care l-am anul acesta 2016, în 9 octombrie, în Londra. Detalii găsești pe www.credsimtacționez.ro. Este un seminar foarte intensiv, l-am avut deja anul ăsta la Chicago, la Roma, la Torino, la Madrid. A fost genial, deja fetele îmi trimit mesaje cu ce lucruri extraordinare au obținut. E adevărat că este destul de tulburător, da? Adică e provocator și te pune la treabă. Chiar să-ți faci curățenie în viață, că nu prea mai ține vrăjeala asta cu n-am timp, n-am bani,
N-am aia și ca să stai în relații care te abuzează sau tu eventual să abuzezi. Deci nu mai ține vrăjeala asta. Iar anul viitor, tot cu seminarul de 4 ore, în luna lui martie, în 2017, ne vedem la Viena, Stuttgart, Bruxelles, Paris, Zurich, Copenhaga și Tenerife. Și probabil și Dubai. Așa că te aștept cu mare, mare drag. Pe cred, simt, acționez.ro. Și dacă vrei mai mult decât atâta și vrei să ne vedem și la cursul de 60 de ore de formare în coaching, te aștept anul acesta în Madrid, în 31 octombrie, online, de oriunde ai fi din lumea asta, în 24 octombrie, doar chiar să ai, să pui osul la treabă și te aștept la cursul online, că nu mai există scuza, stai, că nu am bilete de avion, am liber, sunt departe de România, nu mai există chestia asta, pentru că e online, poți să fii din Honolulu, nu contează. Sau te aștept la cursul față în față în București din 15 noiembrie. Detalii pe academiadecoaching.ro sau sună pe asistenta mea 0752 163 163 cu prefixul României în față. Te aștept cu mare, mare drag, te rog de share la acest video, că cine știe cui îi folosește și scrie în comentarii și orașul din care ești acum și ce să-ți mai zic, te iubește, îmbrățișe și cred în tine. Te pup, pa!